Salutare tuturor, bine v-am găsit aici la un nou episod din acest mod mirobolant, mirific, aș putea să spun, cu FCSB, cu Steaua București. Avem aici un meci super epic, un meci care desigur tot timpul face plăcere așa publicului să-l vadă. FCSB viitorul, bine cazul de față, viitorul FCSB, am avut detalii, știi cum zic. Dar desigur este un meci frumos, un meci greu, dar totodată, din nou spun, un meci frumos. Sper să câștig acest meci. În momentul de față ne vom uita mai bine zis după meci poziția noastră ca să mai pondra pe locul 3, dar desigur să nu uităm că aici este sistemul acela play-off, play-out, care desigur va înjumătăți punctele. Am început să spun așa sezonul puțin cu stângul, dar nu neapărat, știi, am avut acolo câteva meciuri la egal, una alta, până desigur am consolidat echipa, s-a făcut chimia între jucători. Și totodată până s-a activat unicul și inegalabilul Denis Alibek, care chiar s-a activat. Știu că ziceți că bă, nu mai glumi cu omul ăsta că nu știți să dea goluri. Bă, nu știți voi cine e Alibek atunci. Dar veți vedea la final, la statistici și evoluări, concret fiecare gol, fiecare statistică ar fiecărui jucător și mai ales al lui Alibek. Dar ia să vedem aici, viitorul la atac, Rivaldinho, șut, forță, bombă pe poarta noastră, dar Niț a stat acolo de veche, știe băiatul ăsta ce face băiatul, mi-a se retrage săracul, știe omul ăsta bă ce să facă, măi nene mă, ce credeți, el aici pe vână, ce faci măi nene mă. Din păcate, poate ați observat, lipsesc doi jucători importanți în acest meci. Unul dintre care este apărătorul Pjanic, care a fost, este accidentat, dar desigur l-am pus pe unicul și inegalabilul Cristea, sigur, să ne apere și cred eu că va fi ok, va fi decent acolo. Oricum îl avem și pe Ovidiu Popescu, care este așa un mijlocaș mai defensiv, un CDM acolo, știi, care să mai ajute echipa. Și Alibek pe lângă poartă, prima fază importantă a meciului, este nimeni altul decât Alibek, care din păcate, ia uite, nu a șutat și după aceea s-a uitat și să se uite și să juteze, da, ce să-i faci, îl iertăm de data aceasta, sperăm că data viitoare să nu-și mai bată joc de aceste ocazii. Chițu, foarte bine aici, vână, ia uite-l băi nene mă pe vână, ce bine intervine acolo Denis Mann, hai vână, repede, perfect, vână, Ciobanu, uite-l băi pe Ciobanu măi. Ia uite-le aici, tănase, forțăm o pasă, dar din nou Ciobanu, foarte bine l-a ținut acolo pe Alibek în spate. Băi, nene, mă, n-am știut că Ciobanu știe să facă și partea de apărare, credeam că e un mijlocaș mai ofensiv, dar se pare că m-am înșelat. Din nou aici, viitorul, ce face viitorul, măi, nene, mă, ia uite-l Partean. Partean aici, o pasă de către Mladen, ce face Mladen? Pasează către Ciobanu. Ciobanu pasă frumoasă acolo către Chițu, dar uite ce joc de pase fac aici puștii lui Hagi și acest jucător de care n-am mai auzit până acum, cred că e nou sau cea, nu știu cine e, Ed Ciuma sau ce-am citit acolo, nu știu, dar e un nume ciudat. Cine știe ce invenție mai face aici nebunul de Hagi, l-a găsit pe ăsta ieftin, știi, dă o șansă, pe aceea parcă și văd că l-a vinde cu 800.000 de euro. Păi Hagi, știe el ce face. Și revenim aici în repriza a doua, 0-0 este scorul în continuare în acest match mirobolant versus viitorul. Viitorul parcă a avut câteva faze importante, dar desigur parcă n-a avut om la finalizare. Iar între timp noi ne chinuim pentru că de multe ori Hagi bă, are acolo o tactică, o schemă cu Park the Bus și mă trezesc dintr-o dată cu toți jucătorii lui în care eu și parcă mai pot trece de ei. Ia stai să vedeți aici. Ia uite cât albastru e deja acolo. Și vezi cât îți ia, câteodată și 3 pe un jucător. Și ia-l-ai, din nou am puero, frate. Deci și în meciul trecut, cel mai interesant om care l-a avut așa Hagi mi s-a părut acel apărător ampuero. Nu știu cum, cine, ce, cum, ia-l-ai, din nou acolo. Trebuie neapărat să-i dau un scout. Și parcă văd că după ce îi dau scout și văd ce statistici are, zic, bă, ăsta e ăla, știi, care non-stop, făcea stopuri, intercepții, tot. Oricum, trebuie neapărat să-i dau un scout la acel apărător, mi se pare foarte, foarte interesant și bun, periculos, cum să zic. Da, haideți că îl punem pe Moroțan să intre pe teren. A avut și el parte de câteva meciuri în ultima perioadă, că
venise desigur cu, știți voi, acel text. Aoleu. 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 Aoleu, ce-ai făcut, bă, bobiță, mă? Deci, pe lângă că, desigur, Rivaldinho rămâne aici liber cu... A, liber. E o fază fotbalistică, un gol corect. Dar ce mi s-a părut, aoleu, aoleu, este că Niță putea, desigur, să intervină. Adică nu era cum la o flegmă depărtarea de el. Dar dacă ne uităm la panțărul care stă al naibii de perfect în acea poziție și îl vede, putem spune, de câteva minute bune ce vrea să facă Rivaldinho, adică să șuteze pe poartă, și pămpălăul decide în loc să-și pună pieptul, știți? Cel puțin dacă eu aș fi fost în poartă și aș fi văzut că vine așa, eu cu pieptul încercam cumva să plachez, știi, așa, bum, să iasă din piept. Ăsta decide că mai degrabă să faci puțin gugu și după aceea să încerce să dea cu capul. Ia, îl vedem aici pe panțărul. Cred că e Bieli, nu? Stai să facem așa un prim screen, că poate ajunge și el vedetă, știi cum zic, în prim plan așa. Ia uite-l, ia uite-l, ia uite-l, uite-l pe prostul ăsta ce face. Și încearcă să dea cu capul, dar îmi place că cumva se și lasă pe spate când e lovit cu capul, știi? Deci zici că ar fi headshot, ca și în Counter-Strike. Ia uite-l aici. Cine-i? Cine-i că vreau să văd numele? Panțirul, mă, Eli, ce dracu. Îl cunosc eu pe prostul ăsta. Nea, prost, hai să nu exagerăm. Sunt un pic supărat din ce Doamne ai vrut să faci. Deci stai, vine mingea, te și apleci, deci o vezi din timp și... Vai, Doamne! Da, cred că ați înțeles ce vreau să spun. Da, bun, deci panțărul autogol, nu începem bine aici, mai ales că Soiledi se decea timp transfer list, că desigur este pe contractul, e ușor bătrânel, am zis că este timpul să vedem dacă putem să-l vinde, dar vă zic, n-a venit nicio ofertă pe el. Să vedem în iarnă, dar nu știu exact, poate că vă fi iarăși nevoit să fac o schemă, o invenție de aia, să-l dau ca și schimb, poate, și totodată mai am și pe Roman, care trebuie să-l dau ca și schimb. Oricum, clar, mai rămâne cu noi, va fi și o rezervă bună în caz că îmi cumpăr alt jucător pe acea poziție. Este mai aici Alibek, îl vede pe Coman, foarte bine se demarchează Coman, dar absolut nimeni care să-i sară în ajutor aici, în care eu și din nou am Puero acolo. Fantastic acest jucător, fantastic, ce cu el, nu știu, dar poate se dopează. Doping, chestii interzise, am Puero ăla, măi, nene, mă. Are și nume așa, de zici că e de columbian, știi cum zic? Ne apropiem din nou de finalul meciului și din nou viitorul aici ne conduce, Doamne feri. N-am reușit, frate, deci se apără foarte, foarte bine viitorul și totodată e acel tip, mă, am Puero sau cum, Franz. Bă, dar zici că știe tot timpul ce vreau să fac, e ca și cum ar avea wallhack la Counter-Strike sau cea. Ia, Alibek, șansa noastră, da, mă, măcar trenăm egal, Alibek aici. Niciodată să nu leși pe Alibek liber în fața porții, că te termină, măi. Și asta s-a și întâmplat, Alibek aici pe ultimul 100 de metri, ce 100 de metri, 50 de metri, reușește și dă gol și terminăm, cred eu că, egal. Ia uite, un asist foarte frumos acolo al lui Florinel Coman și desigur o execuție forță a lui Alibek. Bun, hai că am scos egalul. Hai, Doamne. Aoleu, iară v-a zice presa că am făcut blat, că Gigi s-a înțeles cu Hagi să fie egal și chestii de genul acesta. Dar desigur am Puero la 3 neapărat să-l caut la scout. Mi se pare, băi, de zici că e cel mai bun apărător din Liga 1 a României. E foarte, foarte dubios ce se întâmplă. Dar un lucru foarte dubios, ceea ce îl văd acum, uite, în prim plan, este Tănase, care a început sezonul foarte bine, deci chiar era un jucător important. Acum parcă nu-l mai vezi, nu-l mai simți, nu mai... Și când dau un simulate match, știi, nu mai e acel Tănase. Ușor, cred că își va face clar Moruțan de, să zic așa, prezența mai des în primul 11, având în vedere, desigur, că el are un potențial mult mai mare de evoluare, chiar dacă este mai lent, mai încet,
Aoleu, dar câte statistici are mai pe minus față de Tănase. Îl mai lăsăm la antrenament un pic, dar oricum o să-și facă, o să-și facă prezența tot mai bine. Oh! Ia uzi, vrea să plece Vlad, dar... Dar stai un pic, eu chiar l-am jucat câteva meciuri. Deci pe bune că l-am jucat câteva meciuri și credeam că este ok. Deci l-am jucat, în, să zic, vreo 4 meciuri, așa una după alta, gen. Ok, deci trebuie să-l jucăm neapărat pe Vlad, altfel și-a tălpășit, așa, valiza și pleacă de lângă noi. Deci clar, stăți că se dau multe meciuri de-astea importante lui Vlad și să sperăm desigur că nu ne vom lua gol. Dar vom risca, ce-a fi, a fi, știi cum zic. Hai să vedem, deci Liga 1 României, Viitorul, unde aici e Viitorul. Deci, unul la mână, Chițu, se dau un scaun la Chițu, că am văzut că este destul de interesant omul. Ganea cum, ui, varză Ganea. Ia cu cât de cât ar merge, dar nu-i neapărat wow. Rivaldinho iarăși e destul de greoi așa. Matei iarăși nu știu ce poți să faci cu el. Dar am văzut unul cu nume dubios, ciudat aș putea zice. A, da, oare ăsta fi fost? Ed Juma, da, ăsta e la nou adus, ea, marocan. E interesant și Gogic, așa, Gogic, din Cipru. Ok, Hagi știe ce știe. Ampuero, da, mă. Eu am zis că e din Columbia, dar de fapt e din Chile. 42 și 46 pace. Wow, jumping 90-94 acolo. Vision nu prea are, dar băi, non-stop, non-stop a fost băiatul ăsta acolo în prim plan. Deci clar, îi dau un scout, vreau să văd mai bine, să zic așa, ce se întâmplă acolo cu omul acesta. Și da, ok, deci măcar știu că l-am pus la scout pe Ampuero ăla să văd ce am neapărat așa de bine pe teren. Și avem aici un meci foarte important împotriva celor de la Craiova. Deci, mare meci, mare. Ăsta chiar că vreau să-l câștig. Trebuie, având în vedere și poziția craiovenilor în clasament, ne-ar prinde bine aici o victorie. Deci am să încerc puțin să joc mai ofensiv. Așa, așa, așa. Ok, ăștia Olaru și Planiș tot rupțâs. Și aia fi. Aia fi. Îl avem pe Vlad ca să joace, mai avem pe Muruțan. Deci, sigur, stras că se dau multe meciuri la Vlad, deci o să riscăm puțin, dar ca noroc că deja e evoluat, să zic așa, la un nivel corespunzător. Deci, e bine. Și va fi un meci pe zăpadă. Oh, frumos, frumos, așa, corespunzător, să spunem. Îmi place mai ales că, din nou, cei de la FIFA au ales să-mi dea mingea albă. Yay! Chiar dacă, desigur, eu la minge am lăsat, desigur, calculatorul să decidă, știi, să schimbe mingile, să fie random sau așa mai departe. La un timp l-aveam pe anumită minge ce îmi plăcea, știi, tot timpul, dar, desigur, mă confruntam tot timpul cu faza asta de zăpadă și după aceea mai vedeam mingea, dar și când îlești, gen random, da, mulțumim FIFA pentru că te gândești la noi și ne-ai pus o minge portocalie, da, e atât de portocalie încât e albă. Da, poate o minge de aia, cum îi zice, fosforescentă. Nu, minge de aia, mă, cum gen jucătorii pe teren o văd portocalie, dar noi o vedem albă. Cum au încercat ăștia de la Liga Spaniei să bage publicul pe teren, știi, cu nu știu ce proiecție sau ce invenție au făcut ei acolo. Bă, dar arăta de tăcăcată, bă, mai mult mă deranja proiecțiile alea decât să ajute. Deci nu știu ce au vrut ei să facă acolo, dar mă rog. Vezi de mai aici, Tănase, Tănase, repede, un 1-2 acolo frumos cu panțirul, un pic prea tare. Dar, nu știu, Bancu are să fie ajuns la aia, corner, da. Bancu a deviat un corner, ceea ce este bine pentru noi, dar desigur șansa să dai gol din corner este mică, dar... Cumva un miracol, bă, a ajuns acel moment al anului când dăm și noi gol din corner. Cine a dat gol? Cristea? Cristea, mă! Cristea, gol din corner, ceva ce rar vezi în FIFA, s-a întâmplat chiar aici și ia uite ce bine a dat-o, măi. Chiar a dat-o foarte bine, foarte fain. Bravo, Cristea, deschidem scorul aici, gol din corner. Parcă nu-mi vine să cred, parcă îmi vine să mă repet de 2-3 ori, știi, gol din corner. Chiar s-a întâmplat. Da,
Ui, ce pasă lungă, nu va ajunge, într-adevăr nu s-a ajuns. Oricum, trebuie să avem mare grijă, aoleu, trebuie să avem mare grijă la acest meci. Și la 2-0 nu m-aș simți bine împotriva Craiovei. Este echipă prea puternică, este echipă care în momentul de față este pe prima în poziție aici la noi, prima în clasament, dar să vedem, știi cum e cu, desigur, play-out, play-off, se înjumătățesc punctele, mai este o grămadă de meciuri de jucat, deci mai este timp să facem așa comeback-ul. Ia este de mai aici, frumos Alibek, du-te Alibek, du-te, shoot Alibek, imparabil, bombă a lui Alibek aici, ce nebunie, dar ce frumos s-a întors acolo, s-a demarcat și după aceea shoot dintre doi apărători. Forță, măi, jucătorul ăsta, mă, deci toți cei care m-ați culit și nu știu ce, că de ce l-am luat, de asta l-am luat. E un goal-getter băiatul ăsta. Băi, știi cum e? E ca și povestea aia când era șumudică la Astra și parcă câștigase campionatul. Băi, câteodată contează de antrenor, știi? Un antrenor are anumit jucători de care place, de care tot timpul cu ei cumpără, pentru că se înțelege poate bine cu ei, știe cum să vorbească cu ei, știe cum să facă poate formația și toate cele pentru ei. Și mă gândesc așa și eu cu Alibek, știi? Îl înțeleg, știu cum e, știi? De la gamer la gamer, bă, ne înțelegem noi. Și am spus, ia uite așa, fă așa, stai liniștit dacă nu așa. Îl iei și faci așa, gata mai nene, mă, îl fac goal-getter. Aia e o țintă interesantă de gol, Alibek, goal-getter, Denis Mann, de două ori șutează pigle acelui, un mic Spider-Man al Italiei. Ce frumos s-a intervenit acolo, fault, dar cred că așa l-a necat din cauza zăpezii acolo Alibek. Da, de asta nu se acordă nici măcar un cartonaș. Ia să vedem aici, oare... Așa, bun, ai Mateiu, măi, zici că a fost bătut în cuie acolo. Dar, că să fă, măi bai, ideea este că conducem cu 2-0, ceea ce este un scor superb. Și începem aici, desigur, repriza a doua, nebunia continuă, desigur, aici împotriva Craiovei. 2-0 este scorul... per moment, să sperăm că voi mai da un gol, dar desigur să am mare grijă în apărare, desigur cu unicul și inegalabilul Vlad în poartă, l-ați văzut acolo. E constant o frică acolo să nu ne primim gol, dar desigur trebuie să jucăm, pentru că nu vreau să-l vând pe Vlad, adică într-adevăr sunt alți portari, poate și mai fiind, poate și clar mai bun, care evoluează peste potențialul lui Vlad, dar știi, e acel jucător de care toți mai râde, mai înțelegem o glumiță și nu știu ce, știi, că chiar a făcut multe gafe în realitate. E așa un fel de Jolly Joker al echipei care, știi, trebuie să fie acolo o perioadă. Vom vedea, îl mai evoluăm, poate îl voi vinde într-o bună zi sau poate terminăm cu el Cărin Modu ca și portarul nostru de rezervă. Vedem. Dar desigur, oricum o să ne mai întâlnim cu el și încă în modul cu viitorul de care v-am mai povestit așa scurt pe aici pe acolo, care desigur va fi strict cu români, vor fi provocări, vor fi reguli în acel career mod și desigur o lupta pentru naționala României, să o reconstruim și să facem o forță din naționala României, deci clar acel career mod va dura o perioadă lungă, multe sezoane, dar desigur multe meciuri vor fi și simulate, că acolo nu mai contează așa meciurile, cât contează să evolueze jucători și să ajungi la un anumit nivel. Desigur, clar, de aici de acolo o să mai fie 2-3 meciuri, să mai vedem cum joacă jucătorii, mai ales ăștia veniți de la academie și așa mai departe. Și clar, odată aceste meciuri naționale ale trei jucate și, mă rog, o să vorbim atunci când o să fie Crimodul, că mai este timp până atunci, că vă dați seama după meci, după Crimodul ăsta din Liga 1, va urma un Crimod din nou din ligile astea mai puternice. Cu ce echipă, încă nu știu, suntem prea la început să decidem. Și a fost aici, fault. Ok, hai să facem și câteva schimbări, totuși nu știu ce să zic de Panțelă, și eu puțin obosit și mi-e un pic frică așa să l-am acolo. Hai că-l punem și pe Moruțan, în locul Tănase. Facem două schimbări, minutul 66, primele două schimbări la FCSB, unul defensiv și, desigur, unul ofensiv. Hai să vedem, hai băieți, că știu că mai putem un gol. Ne apropiem de finalul meciului cu Craiova, tot 2-0 este scorul, nu s-a mai întâmplat nimic, într-un fel e și de bine și poate de rău, mi-ar fi plăcut să fie 3-0, dar hai să nu sărim calul.
Ideea este că n-am primit gol de la Craven și m-am apărat foarte bine. Nici nu știu câte șuturi au avut Cravenii pe partea noastră, având în vedere că e Vlad acolo. Constant am acea atenție față de apărare. Și hai să vedem aici, Moruțan, pasă un pic cam greoaie, trebuie un picuț mai rapid acolo la pasă, dar nu este nicio problemă. Coman, șut puternic, a apărat de către Pigla, cele, cum și ziceam, unul dintre cei mai buni portari din Liga 1 a României aici, cel puțin opinia mea. Foarte bine, foarte bine a intervenit acolo. Suntem aici, frumos, Varela, Cristea, aoleu, Moruțane, te-au prins băieții pe picior greșit, repeți-o framingea. Și este flat final, câștigăm o victorie incredibil de imensă împotriva Craiovei aici, 2-0, 3 puncte bine meritate pentru noi, dar nu neapărat 3 puncte, ci desigur că Craiova nu câștigă niciunul, aia zică că e schema, știi? Dar da, a fost un meci frumos, un meci corect. Să vedem, desigur, statisticile meciului, sunt curios cât de bine m-au apărat, câte șuturi au avut Craiovenii pe poarta noastră. În total 3 șuturi, dintre care 2 pe țintă. Deci vedeți cât de cât a făcut treaba bună Crista, desigur, și a dat și gol, este clar omul meciului, dar o performanță foarte mare a lui Alibec. Vedem aici că aproape peste tot terenul a fost Alibec, practic un record. Ar trebui să-i crească pace-ul și stamina-ul dacă ar fi jocul ăsta un pic mai realist, să zic așa. Da, interviul de după, desigur, Alibec very happy, îl lăudăm. Ia uite așa, frumos. Ia uite din nou așa. Bun, gata, mulțumim foarte frumos. Etc. Bun, din nou aici la training. Facem încă o dată antrenamentele cele de toate zilele. Pam. Bun, desigur. Să vedem aici, risk of losing two players, îmi zice jocul. Riscăm să-l pierdem pe Soy Ladies și pe Alibec. Oh, shit. Ok, va trebui să-i dăm un nou contract la Alibec, iar Soy Ladies am să încerc să-l vând, nu știu exact. Hai că-i dăm un contract nou acum lui Alibec. Au, you recently negotiated a new contract with this player. Da. Atunci eu ce mă fac? Deci nu știu exact ce s-a întâmplat acolo cu Alibec, dar practic el chiar a venit recent, dar mai are 7 luni rămase din contractul său și nu mă lasă jocul să negociez un contract nou, pentru că îmi zice recently negotiated a new contract with the player. Deci eu risc să pierd jucătorul sau nu? Da. Oare vi s-a întâmplat ceva o faza asta? Oare rămâne la noi? Nu rămâne? Ce să fac? Îmi scrieți comentariile de mai jos. Și da, ia uite că totuși îmi zice risk of losing two players. Deci riscăm să pierdem cei doi jucători. Și cât de naș ar fi asta tocmai Alibec, care e acolo un golgheter, e un jucător incredibil de important echipei, să-l pierd pe gratis. Wow, cum ar fi? Uite, 15 goluri, locul 3. Eu chiar vreau să-l fac golgheter pe omul ăsta, dar... Ciudat. Dar asta înseamnă că ne și apropiem de perioada de iarnă, de transfer, nu? Dacă mi-apare asta că expiră contractul. Da, mă, ia uite. Aia. Deci o să fie distracție. Am înțeles. Bun, deci urmează perioada de iarnă. Trebuie să mai mă uit și după jucătorii ăștia la care expiră contractele și să vedem ce vom face. Oricum, vă mulțumesc foarte mult că v-ați stat la acest episod. Nu uitați de like, subscribe. Numai bine. Pa, pa.